Conducerea Spitalului de Urgență Roman a făcut o analiză a posturilor strict necesare pentru completarea organigramei și funcționarea în condiții normale a tuturor secțiilor unității sanitare. O parte dintre aceste posturi au fost scoase la concurs, altele au fost deja ocupate, iar pentru altele se va organiza examen în perioada următoare. Au fost scoase la concurs următoarele posturi. A fost scos postul de informatician pentru serviciu informatic, de asistent medical principal pentru postul de management al calității și control intern managerial, iar pentru serviciu RUNOS, post de economist 2. În afară de postul pentru serviciu RUNOS, celelalte două posturi au fost ocupate. Pentru perioada următoare vor fi scoase la concurs 7 posturi de asistenți medicali debutanți pentru secția de medicină internă, 4 posturi de asistenți pentru perioada determinată și 2 asistenți medicali debutanți pentru secția de chirurgie. Mai există libere 2 posturi de asistenți debutanți pentru radiologie, pentru care există o concurență acerbă. În perioada imediat următoare se va desfășura concurs pentru posturile la medicină internă, un asistent debutant. În perioada 23-27 martie s-au înscris 7 candidați pentru un post de asistent medical minim 6 luni. În perioada 24-28 martie s-au înscris 4 candidați. Două posturi de asistent debutant pentru secția de chirurgie, 9 candidați. Examenul va avea loc în perioada 21-31 martie. Iar pentru radiologie, 2 posturi de asistent debutant, sunt înscriși 10 candidați, iar examenul va avea loc, concursul va avea loc în data de 3-5 aprilie. În același timp au fost trimise spre publicare în revista Viața Medicală mai multe posturi pentru medici la secțiile laborator analize, interne, cardiologie și obstetrică ginecologie. Alte posturi se află în faza de republicare pentru laborator radiologie, medicină internă, cardiologie, diabetologie, neurologie, pediatrie și farmacie. Au fost trimise spre publicare în Viața Medicală posturi de medici. Pentru prima publicare, post pentru medic laborator analize, medicină internă, cardiologie și obstetrică ginecologie, iar pentru republicare, posturi care au mai fost scoase la concurs, dar nu s-a înscris nimeni, pentru medic laborator radiologie, medic medicină internă, medic cardiolog, endocrinolog, diabetolog, neurolog, pediatrie. De asemenea, pe data de 27 martie va avea loc concursul pentru postul de farmacist în cadrul farmaciei cu circuit închis. Au fost depuse 4 dosare, 4 candidați. În același timp s-a realizat și o centralizare a necesarului total de posturi în vederea completării organigramei spitalului, numărul necesar de posturi în toate sectoarele de activitate ale spitalului fiind de 34. Șeful RUNOS a făcut o centralizare a necesității posturilor solicitate prin referate de către medicii șef de secție la finele anului 2016-2017 și putem spune că ar fi nevoie de un număr de 2 registratori, 14 asistenți debutanți, un asistent principal, 5 îngrijitori, 2 infirmieri pentru perioadă nedeterminată, pentru perioadă determinată 3 asistenți medicali debutanți, 2 îngrijitori curățenie, de asemenea pentru personalul TESA, un post operator pentru biroul de aprovizionare, un post muncitor necalificat tot pentru aprovizionare și 2 muncitori necalificați pentru blocul alimentar, pentru relații cu publicul un post, pentru birou achiziții un post, pentru RUNOS 2 posturi, financiar contabil un post, analist programator un post care s-a și scos la concurs și a fost și ocupat postul, și în total un număr de 34 de posturi propuse. Aceste posturi vor fi scoase în decursul anului 2017 în funcție de urgențe și necesități. Conducerea spitalului spune că aceste posturi apar periodic ca urmare a pensionărilor sau plecărilor din sistem și sunt completate treptat în funcție de urgența ocupărilor determinată de deficitul de personal al sectorului respectiv.